Bun găsit, Ramona, bun găsit tuturor! Începem, desigur, cu berbec. S-ar putea să descoperi brusc ceva ce ți este ascuns de multă vreme. În același timp, ai șansa de a pătrunde instinctiv în esența unor lucruri care până acum păreau banale. Taur, pe cât de mult îți dorești să faci echipă cu cei cu care lucrezi, pe atât de complicat este să ai încredere în aceste persoane. Deocamdată, succesul tău depinde de cei din jur. Gemeni, deși te-a interesat prea mult părerea celor din jur, acum ai șansa de a observa de unul singur cum stau lucrurile și ce ai de făcut pentru a evolua. Încearcă să te lași condus de intuiție. Rac, pe cât posibil evită să te autosabotezi, mai ales că pleci la drum cu mult entuziasm și dorință de a face lucruri mărețe, ceva ce alții nu au reușit până acum să întreprindă. Leu, a trece de niște limite impuse, fie de bun simț, fie de cutume, reprezintă o extravaganță pe care nu ți-o poți permite. Ai putea face progrese din ce în ce mai mari atunci când renunți la așteptări. Fecioară, nevoia de control îți pune mintea la contribuție, însă nu orice noțiune despre care crezi că este potrivită pentru contextul actual este și favorabilă unui mod onorabil de rezolvare a problemelor. Cu toate acestea, analizezi situațiile dintr-o cu totul altă perspectivă decât o făceai până acum. Balanță. Cel mai interesant ar fi dacă ai permite celor de lângă tine să te schimbe sau măcar să încerci să te privești prin ochii acestora. Vei fi uimit să afli detalii noi despre tine, amănunte la care nici măcar nu te așteptai. Scorpion, nici că se putea un moment mai bun pentru o asociere sau pentru a petrece timp de calitate alături de o persoană dragă ție. Grija pentru cei din jurul tău nu pot decât să te îndrepte și mai mult către a deveni indispensabil celor cărora le ești drag. Săgetător, o zi în care ți este recomandat să rămâi rezervat, cercetând cu atenție amănuntele situațiilor în care te găsești implicat. Seara va fi într-adevăr un sfetnic excelent. Capricorn, graba strică treaba, cu atât mai mult cu cât abundența de idei neconvenționale de care ai parte și faptul că nu multe dintre acestea pot depăși stadiul de utopie, îți vor consuma toată energia pe care o ai la dispoziție. Vărsător, decât să încerci să reinventezi roata, mai bine ai acorda atenție căminului și familiei tale. Notează toate ideile pe care le consider geniale, va veni un moment când le vei putea pune în aplicare. Pești. Imaginația ta este mai bogată și mai amplă decât oricând. Ușurința cu care atingi plafonul de idei îi poate face invidioși până și pe zei. Mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Ramona, mă întorc la tine.